Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Eu revin la voi astăzi cu un clip care sper tare mult să vă placă și continuăm seria cu parfumul vedetă. Astăzi vorbim despre un parfum de iarnă cu cafea, cu miresme, cu tonka, cu de toate și este de altfel și parfumul meu preferat din colecția mea de parfumuri. Mă rog, pe lângă unul pe care mai am puțin și îl radiez de tot. Și astăzi discutăm, după cum vedeți și din titlu, despre parfumul Jimmy Choo Fever. Bineînțeles că îmi place acest parfum foarte mult și cum îmi place acest parfum am fost tare curioasă să caut despre el, să-i aflu creatorul sau creatorii, să aflu în ce an a fost lansat, să aflu notele pe care le-au combinat și să încerc să le deslușesc pe fiecare în parte. Așa că astăzi vorbim despre minunatul Jimmy Choo Fever. Este parfumul meu sămătură de iarnă, parfumul care îmi place foarte mult. Într-adevăr, în perioada asta îl port mai puțin, pentru că nu este un parfum pe care să-l porți atunci când mergi la cumpărături. Este un parfum pe care să-l porți atunci când ai locuri mai importante unde te duci și un parfum care te face să te simți oarecum mai importantă. Dar părerea mea despre acest parfum o veți afla la finalul acestui clip, deoarece mi-am adus aici lângă mine toate datele statistice legate de acest parfum. Jimmy Choo Fever are acorduri, ca acorduri principale avem vanilie, ambrat, dulce, fructat, cald condimentat, pudrat, lemnos, cafea, nuci, florale. O combinație de acorduri pe care dacă aș fi văzut-o prima dată, credeți-mă că nu m-aș fi dus spre acest parfum. A fost un blind buy pentru mine și a fost unul dintre cele mai reușite blind buy-uri. Mă rog, am mai avut și au fost foarte reușite, dar a fost primul blind buy, unul care a fost fix pe gustul meu. El a fost lansat în anul 2018, iar nasurile din spatele acestui parfum sunt Honorine Blanc, și Natalie Larson. Aceste două doamne au creat parfumuri foarte frumoase și destul de importante la firme care sunt destul de accesibile, dar și la firme mari. Și mi-am scos despre fiecare creator al acestui parfum, cam ce parfumuri a creat și cam pe la ce firme. Doamna Honorine Blanc a creat de la Agent Provocateur Pure Aphrodisiac, de la Avon. Ce credeți? A creat Attraction, Attraction One Fresh, Eve Confidence, Far Away Infinity, Luminata Magnific, Surreal Ocean, de la Banana Republic a creat Alabaster și de la Beyoncé a creat Hit Rush și Hit Wild Orchid. Deci tanti Honorine a creat niște parfumuri absolut superbe. Eu am câteva din creațiile ei în colecția mea. Nu le-am adus pentru că nu sunt ele parfumurile vedete. Celălalt nas, Natalie Larson, a creat parfumuri la Adidas, cum ar fi Adidas Floral Dream. La Altaia a creat Tuberose in Blue. La Burberry a creat Weekend for Women. La Bulgaria a creat Petit et Mama și Val de Jasma, la Chloe a creat Chloe Innocence și la Chopard a creat Wish, o altă creație pe care eu o am de altfel în colecția mea. Revenind la parfumul Jimmy Choo Fever, are ca note de vârf prunelice și grapefruit, are ca note de mijloc heliotrop, orhidee, vanilată, tăiasumie, floare de portocal și are ca note de bază babeton, care și nobenzoică, vanilie, cafea, alune și lemn de santal. Este un parfum, din punctul meu de vedere, finuț, mâncabil, ușor diafan. Este un parfum care... Eu știu, cred că tot m-am pulverizat din greșeală, posibil. Este un parfum care poate fi purtat atât cu un plover și o pereche de jeans, dar poate fi purtat și la un costum sau ceva mai elegant. Este un parfum care mie mi inspiră încredere, îmi inspiră căldură, îmi inspiră bună dispoziție. Este un parfum dulce într-adevăr, un dulce oriental, un dulce care te face să te simți oarecum special. Nu e tipul ăla de dulce clasic pe care îl simți în general. Într-adevăr, din notele de vârf simt prunele și licii, grapefruit-ul îl simt foarte, foarte puțin, îi dă o tentă foarte puțin de amar, dar nu ca Jimmy Choo clasic.
Din bază simt un pic de orhidee, iasomie, floarea de din mijloc, pardon, simt un pic de orhidee vanilată de iasomie, nu simt floarea de portocal, ceea ce mă bucură pentru că nu sunt un mare fan neroli. Iar în bază, cred că are cea mai frumoasă bază dintre parfumurile orientale pe care eu le dețin și are Baba de Tonka, care mie îmi plac foarte mult, pentru că dau o ușoară notă de vanilie lemnoasă și asta mă face să ador parfumul din ce în ce mai mult. Are rășină benzoică, nu știu neapărat ce înseamnă rășină benzoică, nu pot să zic că simt neapărat. Poate să-i dau o notă de greoi, cred, dar mai mult de atât nu. Vanilie, care se simte, are și cafea, ceea ce pentru mine îl face un pic adictiv, pentru că mie îmi place cafeaua foarte mult, beau cafea, îmi place mirosul de cafea, îmi place să simt, uneori beau cafea doar ca să simt mirosul și gustul de cafea, nu neapărat că am nevoie, pentru că pe mine cafeaua nu mă trezește, ci pur și simplu o beau ca un răsfăț și așa vine și acest parfum pentru mine ca fiind un răsfăț. Are alune și chestia asta îi dă o notă ușor nati, ușor nuteloasă, dacă vreți, dar nu este un dulce cu cacao, este mai mult o combinație între boabe de cafea și miros de boabe de cafea și alune și îmi place foarte mult pentru că îi dă o notă mâncabilă, o notă care te face să îl vrei, dă o notă ușor gurmandă și lemnul de santal care reprezintă o bază absolut superbă pentru toate celelalte ingrediente. Se simte, dar nu extrem de mult, lemnul de santal. Mie îmi place în general lemnul de santal și am observat că le dă parfumurilor o rezistență puțin mai mare, cel puțin pe pielea mea. Pentru mine e un parfum vesel, deși poate părea greoi de la babele de tonka, de la cafea și lemnul de santal și de la alune. Cred că este singurul parfum din colecția mea care are alune, sper să nu greșesc. Nu se simte exagerat de tare, nu îți dă nota aia de, nu știu, de pastă de arahide sub nicio formă, dar este un parfum foarte, foarte frumos. E un parfum care te încălzește, care te face să-l vrei, care te face să vrei să te dai mai mult, care te face să te duci să-l miroși atunci când te simți mai prost. Îmi schimbă dispoziția totală atunci când îl folosesc, mă face să zâmbesc, pentru că este un parfum vesel, deși pare greoi, e un parfum care pentru mine inspiră foarte, foarte multă bucurie. Este un parfum mâncabil pentru că ingredientele alea din bază se îmbină atât de bine și dă o notă ușor gurmandă, deși el nu este catalogat gurmand, este catalogat oriental. Sunt blenduite foarte bine și dacă nu stai cu nasul în el tot timpul, nu îți dai seama neapărat de ce note ar putea să aibă. Pruna și licii din vârf îi dau așa o mireasmă ușor zămoasă, îmi lasă un pic gura apă în momentul în care îl miros și pentru mine este adictiv. Este singurul parfum cu cafea din colecția mea, parfumul pe care îl simt aproape de corp, aproape de piele, care simt că mă încălzește, care simt că îmi dă încredere în mine, care mă face să mă simt bine. În ceea ce privește rezistența și siajul acestui parfum, pe mine rezistă undeva la 8-9 ore. Nu este un parfum exagerat de scump, deci nu mă aștept la o performanță de să mă dea jos după picioare. Iar siajul este undeva la o lungime de braț și scade pe parcursul pe măsură ce trec orele. Este un parfum din punctul meu de vedere pe care îl poți folosi atât ziua cât și seara, atât timp cât afară este rece. Îl văd potrivit pentru anotimpul de toamnă și de iarnă, poate foarte puțin început de primăvară cât încă sunt temperaturile scăzute. Mi se pare un parfum bun de birou din punctul meu de vedere pentru că nu omor pe nimeni, dar are un miros plăcut și care te face să ieși un pic din anonimat pentru că nu l-am văzut folosit de foarte multă lume, nu pot să zic că am simțit mirosul lui pe foarte multe persoane. Este un parfum destul de jucăuș care te face să îți schimbi starea de spirit atunci când îl folosești. Este versatil, v-am spus, merge atât cu un plovăt pufos și o pereche de blugi, merge și cu un costum din punctul meu de vedere.
Nu este un parfum atât de greu încât să-i deranjeze pe ceilalți, deci îl puteți folosi cu încredere, fără niciun fel de problemă. Sfatul meu este să îl testați, pentru că după cum ați văzut în clipul pe care l-am filmat cu sora mea, pe pH-uri diferite reacționează diferit. Pe mine se simte și pH-ul meu îi potențează notele dulci, potențează notele de tonka, de lemn de santal, de alune, de cafea, pe pielea mea se simt, pe pielea ei abia se simte. Și e ușor amărui, deci trebuie să aveți grijă și să îl testați înainte să îl cumpărați. În ceea ce privește vârsta, ce tip de femeie ar putea să poarte acest parfum? Cred că este potrivit indiferent de vârstă, mai puțin persoanelor de 14, 15, 16 ani, nu-l văd neapărat în categoria aia, dar cred că poate fi purtat lejer de orice vârstă, puteți să-l purtați oriunde, mai puțin la supermarket. Nu este un parfum de supermarket, dar este un parfum de birou care nu deranjează pe nimeni, un parfum drăguțel care te face să te simți drăguțel. Și cam astea sunt lucrurile pe care vreau să vi le spun despre acest parfum. Parfumul acesta pentru mine este adictiv, cum v-am spus. E un parfum care mă face să vreau să-l folosesc din ce în ce mai mult. Îmi place foarte mult, se potrivește foarte bine pe tipologia mea. E un parfum care m-a făcut să mă îndrăgostesc de el din prima clipă în care l-am mirosit. Și cred că mai sunt persoane care s-au îndrăgostit de el de la primul miros. Ca și la alte parfumuri, sfatul meu este testați-l pe pielea voastră înainte să îl achiziționați, pentru că există posibilitatea să nu vă placă. Chiar dacă eu l-am luat blind buy, știam oarecum că notele din bază îmi plac și eram mai mult ca și convinsă că ele se vor simți mai mult pe mine și a fost un blind buy reușit. Dar în schimb am avut și parfumul Jimmy Choo Classic luat ca blind buy la recomandarea unei persoane, mă rog, indusă, forțată, oarecum să-l iau la recomandarea unei persoane și din păcate acela nu se potrivește cu mine, chiar dacă notele lui păreau promițătoare. Așa că indiferent de notele pe care le vedeți într-un parfum, sfatul meu este să îl testați pe pielea voastră și să vedeți cum reacționează. Bun. Ăsta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu uitați că pe mine m-a găsit și pe Instagram cu ID-ul Mihaela Vulcu 91. De altfel am și un grup de Facebook unde vă aștept care se numește Mihaela Vulcu Beauty Blog. Dacă nu v-ați abonat până acum la acest canal și vă place ce vedeți aici și rezonați cu mine, nu uitați să vă abonați, vă aștept cu mare, mare drag. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-i lăsați un like și să dați un share dacă vreți să împărțiți informațiile pe care vi le-am oferit în acest clip și cu alte persoane, cu alți prieteni de-ai voștri. Și până data viitoare, nu uitați, parfumați-vă cu ce vreți, atâta timp cât nu omorâți pe nimeni în jurul vostru. V-am pupat!